Spunem despre ceilalți doi portari, despre Virgil Drăghia și despre Ungureanu. Păi, te întrebă portari, deci că Virgil, ești antrenor cu portarii. Virgil este disponibilitatea dusă la extrem. Putem spune mantaua de vremea rea se folosea pe vremea lui Hizo. Nu. Deci Virgil este disponibilitatea dusă la extrem. De ce? Pentru că din prima zi s-a pus la dispoziție. Da. Și el înfometat să învețe lucruri noi. Da. Un băiat care dă, în timpul antrenamentelor, în timpul exercițiilor pe care le facem, după o perioadă scurtă de timp a început să se corecteze singur, ceea ce este un lucru extraordinar. Da. Mulți îl consideră că este de mult timp la Rapid, rolul lui a fost să fie eterna rezervă și așa mai departe. Nu este adevărat. Pentru că eu îl văd zi de zi cum se pregătește și cât de disponibil e. Deci ăsta este un lucru extraordinar. Și de ce spun asta? Pentru că în multe lucruri pe care le facem mă revăd pe mine, perioada Roma. Și este aur pentru un grup. Da, este o voce cu greutate în cabină, are o personalitate ridicată, da, când vorbește el. Ascultă toți, da, alături de prin prisma de Cristi, experienței a trecutului la Rapid și știe foarte bine că dacă el poate să facă anumite lucruri, da, nu pot să zic că are o vârstă înaintată. Da, ceea ce face Virgil acum am făcut la 38 de ani. 5 ani, 6 ani mai mult decât are Virgil. Și el a înțeles foarte bine. Și prin ceea ce face, fără să zică, da, îi trage pe ceilalți după el. Da, pentru că Bogdanel, da, aici mă duc spre îi spun Bogdanel, dar el e Bogdan. Ungura vede și zice ok, dacă poate Virgil să facă, da, pot și eu. Pentru că am nici 17 ani împliniți, împlinește pe 1 aprilie. Mi-a spus, cu ambiție? Fac o paranteză. Când am zis, pe ce dată ești născut tu? Pe 1 aprilie. Pe 1 aprilie cât? 2007. Da, domn profesor. Măi, sigur că nu e păcăleală. Nu, domn profesor, nu zic bine, stai. A crescut foarte mult. Foarte mult a crescut Bogdanel și sunt convins că în următoarea perioadă, da, următoarea perioadă, nu pot să zic perioada de timp. Nu pot să determin. Dar o să fie următorul... Adică îl vezi la un moment dat titular, da, în poarta Rapidului? Categoric. Pentru că a avut o creștere fantastică. Îl văd zi de zi la antrenament, îl văd zi de zi ce face, îl văd zi de zi de ceea ce e capabil să facă. Deci el are o marjă de progres extraordinară. E, cum se spune, ca o piatră prețioasă care ai găsit-o și o șlefuiești. Ai găsit-o în stâncă și o ieși. Ok. O transform în bijuterie. Cum te fac să fie cea mai frumoasă bijuterie care există pe piață? Uite, frumoase cuvinte spuse pentru îndreptate către un puști care încă nu are 17 ani. Dar același lucru se întâmplă și pentru Virgil și pentru Marian. Da. Diferența care Virgil are o carieră în spate. Da. Și el are marjă de progres imensă, Virgil, la vârsta pe care o are și cariera. Marian la fel. Ceea ce eu zic că i-au înțeles că muncă, 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 muncă. Zi de zi, zi de zi, zi de zi. 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Pentru că la final munca te răsplătește. Munca te răsplătește. Dacă e să mă întorc la Bogdanel, da, el are un avantaj. De ce? Pentru că
îl iei, da, îl iei, cum ar veni, piatra brută și îl șlefuiești cum vrei tu. Și sunt convins că și Virgil, și Marian, și Bogdanel, dacă îi sun la 12 noaptea, băi băieți, mergem și la bază, dăm drumul la nocturnă și ne antrenăm, vin.